Tati, ce faci, mă, tati, mă? Ce să fac? O te pe drumul, tată, nu ai pe drumul. Cu echipa de fotbal, du-te, aduci jucători, știi cum e? Acum stai un pic, adică... Dar stai un pic acum, să înțeleagă lumea, deci acum tu ești în zona asta de impresariat, ești jucător dintr-o parte, duci în altă parte, nu? Ce să fac? Nu sunt impresar, eu sunt antrenor. Doar antrenor, jucător. Antrenor, jucător, impresar. Jucător tine, du-te, adu-i din Brăila, Galați și toate cele. Te-ai dus cu mașina să iei? Da, fără mașină nu merge, tăticule, știi cum e? Jucătorul trebuie să-i dai și lui confort frumos. Super. Să duci frumos la antrenamente, să-i oferi o masă, un ban, un suc, o aia. Da. Bănel, mă bucur tare când intri în legătură directă cu noi. Te-am luat pe nepregătite așa și ai răspuns, tu mereu răspunzi. Am văzut că te-au surprins și la Ceau. Răspund cu drag. Am văzut cine e, gata, am răspuns. L-am văzut pe Bănel Nicolăiță în Ceau, cum spunea Nicolița, cum ziceau oamenii. L-am prins cu o misterioasă domnișoară. Cine e? Mamă, îi ținea mâna pe posterior. Despre ce e vorba? Nu vreau să intru în amănunte, doar vreau doar să spun cum stau lucrurile, da? Pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită acum la televizor și vor să înțeleagă și ceva din tot ce s-a întâmplat. Da. Eu doar atât pot să-ți confirm. Sunt de 2 ani și ceva, nu mai suntem împreună, dar cu fosta soție. Deci tu ai divorțat acum 2 ani? Nu, oficial am divorțat în luna februarie, anul ăsta. Dar de 2 ani și ceva, noi doi nu mai avem absolut nimic. Am înțeles. Și practic e... Am încercat să ne mai făcăm, să ne mai dăm o șansă. Nu am mers, am hotărât amândoi. E mai bine pentru copii să ne despărțim, să ajungem la un divorț. Ați văzut și voi că dacă era ceva probleme, părea mai de mult în presă. Nu. Ne-am înțeles foarte bine, suntem alături de copii, avem două fete minunate pe care trebuie să le creștem cu tot ce avem mai bun. Da, stai un pic. Deci acum 2 ani, știți foarte bine că eu sunt un om corect și da. Am și intrat și am și acceptat să intru la tine să spun lucrurile așa cum stau, da? De 2 ani și ceva, nu mai suntem împreună. Sunt plecat de acasă de 2 ani și ceva, da? M-am mutat la Făurei, m-am luat apartament în București. În fine, astea sunt mai puțin importante. Și practic în februarie s-a pronunțat și divorțul. În februarie, da, există la notar divorțul oficial, da? În și practic domnișoara cu care erai la mare nu e nicio amantă, nu e nimica misterios descoperit, este o persoană cu care e viața ta. Avem dreptul la viață și pot să umblu cu cine vreau eu, da? Atât timp cât eu sunt divorțat, pot să umblu cu cine vreau eu. Păi asta vreau să înțeleagă și lumea și e foarte bine că ai vrut să și lămurim treaba asta. Practic, persoana cu care ești este persoana cu care tu ai o legătură pentru că ești un om divorțat, ești un om liber, cum ar veni. Dacă nu eram divorțat, nu apăream niciodată și tu mă știi pe mine. Corect. Da. Nu, sunt un om care respect familia, copiii și nu apăream niciodată în viața mea. Atât timp cât sunt divorțat de aproape 3 ani, îți dai seama că nu-i momentul să dau o explicație la cineva sau să ies la televizor. Sunt divorțat, gata, ora. Nu e ceva, nu, sunt genul. Da. M-ai înțeles? Știi că viața mea privată m-am ținut-o foarte bine și nu ce rămâne între mine și familie va rămâne acolo. Și uite, e important de spus oamenilor să soție, că ați rămas soție, într-o relație bună. Cele două fete minunate, da? Scuze-mă că te întreb. Noi doi vom lupta împreună să ne oferim un viitor bun, da? Vom face amândoi sacrificii să nu duc lipsa noastră. Nici a mea, nici a soției. A mamei. Da. Corect. Multe două zile cu ele. Așa că nu trebuie să dau explicații la nimeni. Doar faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum, ok. Am ieșit și îmi spun părerea despre acest subiect. Foarte frumos că am și lămurit treaba asta. Și acum începe o nouă viață, Bănel, că te-am văzut că ești îndrăgostit. Fiecare avem dreptul la viață. Și atât timp când o să fie ceva, cu siguranță vei ști că e fi tu primul care vei afla. Gata, îți mulțumesc mult de momentan, tot. Momentan mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos, că pot să fac niște lucruri pentru fotbalul din Făurei. Aleg foarte mult să ne ajut familia, copilași și să aibă un viitor bun. Restul ce va fi, nu știm.
numai Dumnezeu știe. Așa. Doar atât, rog, da, ziariște, să nu mai bage toate chestiile, că nu sunt genul și eu cred că i-am respectat destul de mult. Și când a fost un lucru, eu am ieșit în față și mi l-am recunoscut chiar dacă a fost pozitiv sau negativ. Ai grijă de tine, îți mulțumim mult de tot, îți dorim sănătate multă și dă un claxon pentru noi. Pe unde ești? Pe drum, numai pe drum. Bagă un claxon pentru noi. Poftim? Un claxon pentru noi. Iau. Pentru Măruță, să știe. Mulțumim mult, Bănel. Mulțumesc frumos, să știi că mă bucur. Dar stai că vreau să te întreb. Am clarificat situația, pentru că era o situație în care nu, nici mie nu-mi place să apară, să vadă cineva, uite, pe Bănel, nu știu ce. Nu. Vreau să te mai întreb ceva. Eu cred că am fost destul de clar în ce am spus. Vreau să te mai întreb ceva. Ai văzut meciul aseară, CFR-ul? Bă, îmi pare rău, să știi. Echipa românească și chiar îmi pare rău. Nu au avut șansă. Dar au jucat bine, au fost peste Dinamo Zagreb. Știu, Măruță. Dar vezi cum e fotbalul ăsta, câteodată nu e drept. Așa e, câteodată fotbalul nu e drept, pentru că au avut mult mai multe șanse și mult mai mult, cum să spun... Echipa care joacă mai bine, care joacă mai mult, ai văzut. Și are ocazie și nu scrie. Și echipa adversă care are o jumătate de ocazie, marchează două goluri. Așa că ăsta e fotbalul. Da, și vreau să le spun... De-aia fotbalul e cel mai frumos fenomen și e păcat că momentul ăsta s-a oprit din cauza de COVID. Vreau să... COVID-ului. Bănel... Pentru că suntem niște oameni corecți și că, na, întotdeauna am avut așa o relație sinceră. Aș vrea să le dau o exclusivitate oamenilor care se uită la noi și pentru oamenii din presă și pentru televiziuni. Îmi dai voie să dau o mare exclusivitate? Messi vine la Făurei! Poftim? Messi vine la Făurei! Bineînțeles! Asta e, tati. Atât am vrut să se știe, da? Te pucă, da, și să ai o zi minunată și o misiune frumoasă. Dar cum ar fi asta să vină Messi la Făurei? Băi, frate, nu știu, e foarte greu, dar putem, mă, înțelegi, punem pe unul cu tricou pe el, Messi, scriem pe el și aia e, împăcă la Făurei. Dar ar avea loc în echipă sau ar trebui să fie rezervă? Și care-i ghinionul meu? Că am numai brunețeia acolo și ar trebui să dau foarte multe culoare albă. Numai brazilieni. Ai grijă de tine! Doamne ajută, te pup cu drag! Te pup, Bănel Nicolăiță! Nicolăiță, numai bine! Ceau, ceau! Te pup, Bănel Nicolăiță! Nicolăiță, numai bine! Ceau, ceau!